Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și alături de colega mea, Bianca Comănici. De la această oră vorbim despre zodii. Bună, Bibi! Bună, Cornelia! Bună și celor care ne urmăresc! Ce faci, Cornelia? Bine, mă pregătesc să plec. De-abia aștept să vină ziua de mâine și să mă îmbarc în avionul care mă va duce la Paris, la Disney. Da. Sunt super fericită. De 2 ani mă gândesc, mi-am cumpărat vacanța asta și în sfârșit sper să fiu liniștită, să nu se întâmple nimic și să ne ducem să stăm câteva zile acolo. Din ce știu, ai mai avut bilet anul trecut? Da. Dar s-a anulat. S-a anulat, da. Bine, s-a amânat dacă stai să te gândești că, uite, acum în prezent Cornelia o să meargă în vacanță, dar oamenii să nu-și facă griji pentru că ea va fi în continuare aici. Spiritul degeaba, meu va fi pe aici. Cu siguranță oamenii ne vor mai vedea, că am mai făcut și o serie de înregistrări. Nu ai stat degeaba, adică te-ai pregătit. În continuare, puteți să o vedeți în continuare. Și sunt sigură că vinerea viitoare va fi o ediție foarte frumoasă dedicată zodiilor, va fi o ediție specială. Încă nu le spunem oamenilor de acasă despre ce este vorba. Vom mai discuta pe parcursul săptămânii love viitoare. Love is in the air. Ceva cu love? Cu love, da, no. Da. Tu știi mai bine. Tu da. Ce faci, Bibi? Eu ce să fac? Bine, fericită. Am așa un vibe pozitiv. Uite, ești ca alba ca zăpada astăzi. Da. Brunet, așa, pură. Frumoasă, îmbrăcată în alb. Da, oricum, vreau să întreb pe Ana, pentru că nu știu dacă a fost coincidență sau ceva, dar nu sunt singura persoană îmbrăcată în alb. Este cineva? Ana îmbrăcată în alb, Ana Maria Tice alături de noi. Bună, Ana, astrologul nostru, cel care le știe pe toate. Bine v-am găsit, mulțumesc din nou că mă aflu aici alături de dumneavoastră. Vreau să le mulțumesc și celor de acasă pentru foarte multe mesaje care le-am primit din partea lor și pe site-ul Wow News. Sunt foarte urmărită, vă mulțumesc frumos și vă iubesc și eu. Da, mă întrebai de ce ne-am îmbrăcat în alb amândouă. Cred că este vorba despre așa o dorință de a fii mai pure, mai ingenue, mai visătoare, mai melancolice și să dăm voie copilului din noi să strălucească, de ce nu, fiindcă ultima lună plină a fost pe axa Leu-Vărsător, care am avut-o pe 22 august, și atunci axa asta Leu-Vărsător ne face să fim mai creativi, mai intuitivi, având în vedere că amândouă avem și destinul pe axa Leu-Vărsător, în harta natală, și atunci să ne dăm voie să fim așa un pic mai aproape de copilărie și de tot ce înseamnă partea asta creativă-artistică. O să te întreb mai multe lucruri, dar până atunci vreau să prezentăm și invitata noastră de astăzi. Foarte frumoasă invitata noastră de astăzi, Maria Chițu, alături bună de ziua, noi. Bună o ziua. Prezență bună, Maria. Foarte spectaculoasă aici în studio. Nu e îmbrăcată în alb. A venit îmbrăcată în alb. A sărit gardul ca la Survivor. Dar ne va povesti ea despre ce este vorba. Acum este îmbrăcată în negru și arată foarte, foarte bine. Bună, Maria, mă bucur foarte tare că te revăd. Bună ziua, mă uit așa la toate trei, sunteți atât de frumoase astăzi. Mulțumim. Zic că trebuie să țin și eu pasul cu voi. Da, am sărit gardul acum 20 de minute. Mă îndreptam către Canal D și mi s-a spus că am venit pe partea opusă de care trebuia eu să vin. Și am văzut acolo un gard cu lacăt și zic, ce fac acum? Și domnul îmi strigă de după gard, nu ai cum să intri, poți doar să sar gardul. Și eu zic, ok, bine. Și am sărit gardul și se uita toată lumea la mine și zic. Tu oricum erai obișnuită de la Survivor să mergi pe traseu. A fost încă așa, ți-ai amintit puțin, nu? Da, când vine Maria la noi, trebuie să facă ceva, să-i aducă aminte de Survivor. Doar avem aici și emisiuni dedicate acestui show fenomen în România. Maria, arăți foarte bine. La 2 luni după terminarea show-ului, te-ai mai îngrășat, ai mai slăbit. Eu ți-am spus că ai mai slăbit. Tu ai zis că te-ai mai îngrășat 1 kilogram. Acum îți cunoști mult mai bine corpul decât noi. Dar vreau să le spui celor de acasă, celor care te îndrăgesc, da. Dacă există vreo schimbare la tine după această competiție. Foarte multă lume m-a întrebat când am ajuns acasă câte kilograme am slăbit. Eu am intrat în competiție cu 64 de kilograme, dacă nu mă înșel, 64-64 jumate. După care m-am întors în iulie cu 59 de kilograme, iar acum am 57.
Adică am mai slăbit și după ce am ajuns acasă și am mai slăbit în continuare și eu după ce am revenit la viața mea de dinainte, să zic așa. Da, interesant. Ne așteptam invers, tocmai, că la cât... Adică cât duci lipsa acolo de mâncare, acasă mănânci mai mult, bănuiesc. A fost foarte interesant că atunci când am ieșit din competiție nu aveam poftă de nimic de mâncare. Am mai auzit treaba asta și de la alți concurenți. Nu puteam decât să mă gândesc la orez și atât. Adică mă gândeam, băi, ce fac? Adică o să-mi iau orez și o să mănânc continuare. Probabil organismul meu mi s-a obișnuit cu acea porție de orez pe zi pe care o luam la Survivor. Și mi-a fost un pic greu să readuc alte alimente pe zi, ouă, lapte și așa mai departe. Dani nu s-a îngrășat. Da, din normal. Potrivă, nu, a dus foarte bine. Adică așa cum ești. De dans te-ai apucat? Da, am fost de curând la sala la care obișnuiam eu să dansez, la școala de dans. Și la câteva petreceri latino. Mi-a fost foarte, foarte dor, nici nu vă puteți imagina. Am fost împreună cu fratele meu și am dansat toată noaptea și m-am distrat. Adică a fost un sentiment, nu știu, parcă mi-am amintit de copilărie. Zici că nu a fost acum câteva luni. Zici că dansasem de la, nu mai dansasem de la 15 ani. Adică așa m-am simțit când am reintrat în clubul în care obișnuia să dansez. Ana, Maria a ales culoarea neagră pentru astăzi. Dacă voi mergeți pe puritate, ce se întâmplă dacă porți o astfel de culoare, nu în culoare, ca așa astăzi. Sau ce vrea să transmită. Ce vrea să transmită. Culoarea neagră, așa cum am mai spus, este foarte bună pentru comunicare. Deci a venit să susțin aici punctele de vedere și să probabil să afle foarte multe lucruri despre ea, de ce nu. Și o și ajută această culoare purtată negru. Da, eu nu m-am gândit la comunicare, m-am gândit că mă face mai slabă. Să știi că și eu de fiecare dată mă gândesc așa, că bă, negru mă face mai slabă sau în contrast cu ce avem noi, culoarea părului, ne stă mai bine negru, cum vă stă vouă foarte bine în alb. Mie nu stă deloc bine în alb. Îmi place foarte mult să văd persoanele îmbrăcate într-o astfel de culoare și îmi cumpăr. După ce plec de undeva, îmi cumpăr ceva alb. Nu pot să-l... Când l-am pus pe mine, nu-mi stă bine. Dar nu-mi stă bine. O să-ți le dau ție pe toate. Îmi pare ție. Mie îmi place cum stă în alb. Te prinde bine. Te iluminează, parcă. Așa, uite, o să mai încerc data viitoare. Păi, să vin cu un vibe de la... roz, că eu mă viața în roz. Ce ai vrut să-mi spun? Da, nu, vreau să zic că te luminează așa la față și dă, vezi parcă și pe noi ne schimbă un pic culoarea alb. Da, e una ea, din aia de vară, da. Cu culorile. Eu vreau să știu altceva, Ana. Hai, așa. Acum câteva zile așa. Am văzut o lună foarte frumoasă pe cer. O lună... plină albastră, luna albastră, da, așa s-a numit. Da, ceva cu vărsător, că am dat pe Google, că nu știu. Și toți bărbații erau agitați. Dar nu știu de ce. Deși luna se spune că atunci când este luna plină, mai agitate sunt femeile, copiii și animalele. Nu știu, am fost liniștită. De ce am fost liniștită? Dar vreau să știu ce s-a întâmplat. Am avut parte de o lună plină pe 22 august, duminică, o lună plină în semnul vărsătorului, luna albastră, cum o numim noi, o lună destul de aproape de planeta Jupiter și atunci energiile au fost foarte accentuate, foarte intense. Fiecare din noi am simțit așa, poate anumite emoții mult mai puternice decât de obicei. Au fost și trăiri puternice și sunt în continuare, având în vedere că întotdeauna acest fenomen, totuși pe un termen scurt, 2 zile, pe un termen lung, se resimte după 2 săptămâni, până la 2 săptămâni. Deci încă ne aflăm sub acest aspect de lună plină pe axa Leu-Vărsător. Este un moment destul de creativ pentru fiecare dintre noi, un moment în care fiecare am dorit să fim mai sociabili, să avem parte de creativitate. Foarte mulți cred că au și călătorit, au fost și plecați, s-au și distrat foarte mulți, având în vedere că a fost și ultima zi de vară, cum o numim noi astrologic, având în vedere că soarele a fost pe 22 august, ultima zi din Leu, pe 23 august intrând în semnul Fecioarei. Iar ceea ce urmează după este o lună totuși plină care aduce și o închidere de etape pentru cei care nu-i mai reprezintă anumite etape din viața lor. O închidere de ciclu, deci pentru unii chiar a însemnat un sfârșit, o încheiere în anumite domenii de viață.
Iar pentru alții, această conjunctură, având în vedere că ea totuși a fost și aproape de steaua Regulus, care este o stea foarte importantă în astrologie, ea însemnând și noblețe, pentru cei care cunosc mai multe detalii despre această stea, a însemnat un moment în care pentru unii chiar au fost puși pe un piedestal și a însemnat și un moment de vârf, un moment în care au beneficiat de o culegere a roadelor. Putem vorbi și de o notorietate pentru cei care sunt artiști sau pentru cei care se află pe scenă. Interesantă luna asta. Eu am știut că ceva e, dar n-aveam explicație, că așa... Eu oricum am încredere la Ana, nu ce scrie pe internet, vă dați seama. Tot ce scrie pe internet, poate este real, dar Ana e aici enciclopedia noastră și ne povestește tot. Tu crezi în zodii, Maria? Sau în zodiac, în general? Crezi că te caracterizează... parte de adevăr. Nu știu dacă totul este adevărat ce este scris despre zodia Leu, dar cred că există anumite caracteristici. Da, anumite caracteristici care sunt adevărate. Adică obișnuiam să citesc și să zic, nu, asta nu este adevărat, da, asta este adevărat. Adică, așa. Da, dar știi cum e? Că cu timpul ajungi să te cunoști și anumite lucruri pe care, nu știu, acum câțiva nu le realizam, în timp mi-am dat seama că așa e, de fapt. Știi? Adică, cu cât ajungi să te cunoști mai bine, cu atât te dai seama că, de fapt, e descrierea ta. Bine, mai citeam și chestii de genul, în luna asta ți se va întâmpla nu știu ce, da, pentru că e zodia Leu și zic, ai mă, pe bune. Da. Luna asta vin banică. Dar firea ta, așa mai luptătoare, și zodia ta te-a ajutat la Survivor? Păi nu prea știu ce se spune despre zodia mea, ca să știu dacă asta mă... Uite, ia spune Ana, cum este femeia Leu? Femeia Leu este o amazonă, este... Eu am reținut ceva de păr. Știi că i-ai spus și lui Ștefan? Da. Femeia Leu este întotdeauna foarte atentă cu părul. Deci părul, întotdeauna părul este foarte specific celor nativelor Leu sau cele care au ascendent în semnul Leului. Sunt foarte atente cu podoaba capilară, sunt foarte preocupate de cum arată părul și cum îi stă părul. Bine, a avut de suferit, dar ea avea și în competiție avea un păr așa frumos, nu știu, voluminos, așa, parcă era chiar o leoaică. Cornelia de mine. Da, de Leu. E foarte frumoasă. Eu când m-am întors prima dată din Republica Dominicană, făcând o paranteză la ceea ce o să povestești, Ana, și am discutat cu oamenii de aici, chiar și Bianca, îi spuneam, măi, i-am văzut pe toți concurenții de la Survivor, dar Maria este mult mai frumoasă în realitate decât la televizor. Și rămân la părerea mea, iar dacă o ascult pe Ana cu părul, într-adevăr, uite, eu n-am dat importanța acestui aspect, dar femeile Leu și în special Maria are așa o podoabă capilară foarte frumoasă, spectaculoasă, de leoaică. Da. Femeia Leu este o amazoană. Ea face din fiecare zi a vieții o sărbătoare. Îi plac oamenii deschiși, pozitivi. Nu suportă negativismul, nu suportă oamenii care o trag în jos și care o desconsideră. Are nevoie de foarte multă atenție. Este foarte dornică de tot ce înseamnă adrenalină. Face din fiecare moment un moment așa la scenă deschisă. Iubește drama, iubește adrenalina, aventura. Este deschisă spre tot felul de experiențe, îi plac călătoriile, îi plac oamenii nonconformiști și oamenii care au forță și care pun în acțiune imediat orice gând, orice idee. Nu prea îi plac oamenii statici, nu le plac oamenii care sunt lipsiți de interes. În viața profesională este foarte activă, este o adevărată profesionistă și nu suportă făcută munca așa de migală, adică se implică foarte mult și ia în serios fiecare aspect. Este foarte atentă cum arată. Este o femeie foarte disciplinată și o femeie care cere foarte mult de la cei din jur, dar care și oferă foarte mult, este foarte generoasă și mai ales cu oamenii pe care îi iubește. Este într-adevăr răzbunătoare când cineva se apropie de ceva ce este al ei și nu... Ia stai să facem o pauză. Ai fost răzbunătoare la Survivor? Eu nu pot să cred cât de bine m-a descris. Ai spus foarte multe la Survivor. Acolo cu răzbunarea, da, de la Survivor. Las că te mai întrebăm câte ceva din ce ne-a zis Ana. Nu, la Survivor nu am fost răzbunătoare. Pur și simplu atunci când nu am înțeles o răutate sau ceva în jurul meu,
Izbucneam din supărarea pe care o aveam în interiorul meu, din acea frustrare că... lucrurile nu sunt drepte într-un fel. Da, exact, exact. Dar nu aveam cum să mă răzbun, gen... Nu puteam să zic, bă, mă duc să-i fur mâncarea lui Zani, că l-am auzit vorbindu-le de mine. Nu, nu. Și nici n-aș fi făcut asta, adică... Dar sunt genul care nu-mi place să mă las călcat în picioare, să zic așa, adică... Da, și e mai puternică. Da, da, da. Ai spus foarte multe lucruri foarte faine. Se spune despre leu că atunci când intră într-o încăpere, acea încăpere se luminează. Deci vedem ca și cum ar fi soarele. Fiindcă zodia leu fiind guvernată de soare, avem foarte multă căldură, foarte multă deschidere din partea acestei persoane și este singura zodie care vede ce se întâmplă și în spate. Fără să se întoarcă. Deci ea are un instinct, are ceva al ei în care ea știe și fără să se întoarcă ce se întâmplă în spate. Sunt așa foarte inteligenți. Maria? E te-aș asculta zi și noapte. Îi place colauz, cum e. Da, mă gândeam... Dar sunt și adevărate. Da, sunt adevărate. Și ce ai spus, că îi place să fie cumva în centrul atenției, dar nu la modul ăla că îi place să dea mare sau... Nu, că îți place egalitatea. Eu știu că le place egalitatea. Da, deci da. Toată lumea să aibă locul lui. Era un lucru care nu eram de acord cu drama. Nu, nu-mi place cu drama. Cu drama, da. Nu, drama nu-mi place. Ai spus că sunt pasionali. Da, sunt fel. Pasionali. Sunt foarte deschiși, sunt foarte optimiști, foarte exuberanți. Le place să-și trăiască viața, așa, să se arunce în viață, cum se spune, să ia tot din fiecare experiență. Orice provocare, da. Iar în privința dragostei sunt devoratori, adică devorează partenerul când îl iubesc, ca și leul în realitate. Da, în rest este tot adevărat, doar treaba cu drama, nu pot să zic că... Dar cu devoratul este? Asta am reținut. Cu devoratul. E adevărat? Eu am încercat să schimb subiectul, dar da. Este, da. Suntem... Și romantici chiar, pot să zic. Nu știu dacă te referi la treaba așa asta cu devoratul, da? Ce aparține leului este doar al lui, așa că nu încercați să puneți mâna pe ceva ce aparține leului. Adică sunt fir geloase? Sunt fir geloase, într-adevăr. Sunt fir foarte pasionale și care în dragoste oferă tot, dar și cer tot. Și atunci nu își doresc jumătăți de măsură. Totul sau nimic. Deci sunt și posesive. Da. Da. Asta nu sunt de acord cu ea. Nu că este un lucru rău, adică sunt oameni care sunt, bine, posesiv e mult spus, aș spune cel mult că aș fi geloasă dacă s-ar întâmpla ceva și aș bănui eu că se întâmplă ceva, dar... Își marchează teritoriul foarte bine, adică... Dar aș fi de acord, da, la modul măi, dacă tu ai găsit pe altcineva... Și tu nu mai simți ceea ce simțeai pentru mine, nu aș fi la modul posesiv să zic, bă, nu te duci la altcineva, nu, noi doi suntem împreună, nu. Dacă ai găsit altceva ce ți se potrivește mai bine decât relația pe care o ai cu mine, atunci ești liber să pleci. Adică nu aș ține o persoană legată de mine, să zic așa. Chiar mai dacă este... te doare. Da, adică chiar dacă... e și o mândrie a leului partea asta, da. Nu? Se spune despre femeia leu că este amanta zodiacului. Deci întotdeauna persoanele care au aceste veleități de leu și ascendent leu sau foarte multe planete în astrograma natală, în semnul leului, sunt femei cărora li se permit anumite libertăți. Adică dacă vreau să vorbesc cu mai mulți băieți și vreau să cochetez, mi se permite. Adică leul este văzut ca un, ca și rege, bineînțeles, cum știm regele... Dar este văzut încât are foarte multe, îi se permit mai multe chestii decât la alte zodii. Adică este văzut mult mai libertin, mult mai deschis și mult, chiar îi se și recomandă, adică detașarea în iubire, faptul că nu se focusează pe un simplu partener, cum aș fi spus, iar în momentul în care cineva îl deranjează sau îi aduce așa un prejudiciu, la revedere, drum bun. Da. Da, uite, și dacă foarte o deranjează ceva, îmi aduc aminte la Survivor că existat niște momente. A existat un moment între Maria și Albert, un sărut în somn. Nu știu. Așa s-a văzut la televizor, noi comentăm ce vedem. Frumoasă și, și se vorbea la început despre o relație între ei doi. Albert este vărsător. Se potrivește femeia leu cu bărbatul vărsător?
Sunt zodii opuse, sunt zodii care într-adevăr au și au lucruri care sunt complementare, se completează, dar pe termen lung cred că au și foarte multe lucruri care să-i deranjeze unul la altul, adică e nevoie de un compromis ca aceste două zodii să se potrivească. Crezi că lui Albert i-a plăcut de tine? Da. Eu nu m-am uitat, deci în partea când la un moment dat nu m-am uitat la emisiunea de prin martie deloc, deci nu știu nimic din ce s-a întâmplat. Deci, crezi că el te-a plăcut? A avut o atracție față de tine? Da. Și totuși nu s-a întâmplat nimic? Nu. Din ce motiv? Albert, la un moment dat în competiție, a și venit la mine. Noi obișnuiam să vorbim foarte mult. Și am spus, l-am întrebat față în față. Albert, tu mă placi pe mine mai mult decât ca și prietenă. Și el a spus în felul următor, că nu se gândește la o relație aici la Survivor, se gândește după Survivor, dacă ar fi la ceva cu mine. Și am spus că eu dormind lângă el, că să nu se gândească niciodată la așa ceva sau că noi doi am fi împreună, pentru că eu nu mă gândesc așa în felul ăsta la el, că zic, nu este genul meu. Și atunci mi-am dat seama că lui îi place de mine, dar... cumva a înțeles că mie nu-mi place de el și am rămas prieteni atunci în competiție. Până la un moment dat când nu ne-am mai înțeles atât de bine. Înțeles și au început certurile între voi, dar te-a deranjat atât de mult gestul pe care el l-a făcut atunci când tu dormeai? Eu nu am spus niciodată 100% că Albert a făcut acest lucru. Mie mi se spune de lumea de acasă că da, m-a sărutat și el într-un interviu susține, tot ținut la Survivor interviul, susține că pe mine m-a sărutat. Iar mie personal, când l-am întrebat, mi-a spus că nu este așa și același lucru mi l-a spus și în competiție. Deci el a spus un lucru în fața camerelor și mie mi-a spus alt lucru. Teoretic ar trebui să spun da, că el m-a sărutat din ce am spus adineauri, dar probabil, nu știu, mă gândesc că... Dacă dormeai, nu știi ce s-a păi asta vreau să zic, că nu știu, tu că de nu am simțit pe propria asta piele. Spune. Tu de unde ai știut că el te-a pupat? Ți-a spus el a doua zi? Sau ți-a spus cineva? Nu, mi-a spus cineva. Cine? Ah. Ai, că a trecut de-aia nu înțelegeam eu. Și măi, dacă ea dormea și n-a simțit și totuși el a pupat-o, dar de unde știa că a pupat-o dacă ea dormea? Am fost întrebată la un interviu în care se susținea că am fost văzută că m-am sărutat cu Albert. Am fost întrebată ce s-a întâmplat acolo și am spus când s-a întâmplat lucrul ăsta, că eu nu m-am pupat cu Albert. Și mi s-a spus că erau cadre cu mine și cu el sărutându-ne noaptea. Păi, părerea mea că e o diferență între pupat și sărut, adică să te pupe cineva e ceva pupat, și sărutat da. E de, din ambele părți, nu? Da. Adică da, da. Și tu ai reacționat, dar dacă tu dormeai n-aveai cum să reacționezi. Da, doar da, să da, da. Păi poate nu visa pe Albert sau pe un păr frumos. Mi s-a spus atunci sărut și eram da, da. Când și unde, nu? Da, înțeleg. Și apoi... Au mai venit și alții să-ți mai zică dintre colegi sau... Nu, nimeni nu știa absolut nimic ce s-a întâmplat. Eu m-am dus la Albert și am zis, tu ești serios că ai făcut lucrul ăsta? Pentru că la un moment dat am văzut poze cu noi. Și eram... Ce? Așa și... e, că se pun niște imagini în da, față. Da, da. Și el nu a recunoscut. El a spus că ți-a șoptit ceva la ureche sau nu mai știu cum a fost, nu? Da, mi-aduc aminte că cu câteva zile înainte noi vorbeam în șoaptă. Seara, ceilalți dormeau și mai stăteam noi de vorbă și vorbeam în șoaptă ca să nu-i trezim. Și zic, băi, mi-amintesc când noi am vorbit la șoapte și probabil așa s-a văzut, ca și cum el m-a sărutat. Și eu ulterior l-am crezut pe el, după care am ajuns acasă și mi s-a spus, măi, să știi că nu a fost așa, că el te-a păcălit pe tine. Și m-am uitat și la interviu în care el susținea că pe mine m-a pupat. Și zic, ok. Și de ce nu s-a putut abține, da? Nu da, știu. Nu mi se pare acum un subiect foarte, nu știu, care merită să... Da, a fost, s-a întâmplat, da, așa. Crede-mă, m-am gândit foarte mult la chestia asta, tot, da, de unde știa, da, de... Deci, în continuu m-am gândit, m-am uitat la interviu, nu înțelegeam, tu spuneai ceva, el spunea da. Ceva. Și am văzut așa, dar acum am înțeles că tu dormeai și el, da, cred că nu s-a putut abține, așa e Albert mai pupăcios și, da.
Nu știu, și ea frumoasă, ce să facem, și contextul, și aerul, și întrebat dacă ea crede că la, Albert a plăcut-o. Pentru că eu m-am gândit că el, uite, nu s-a putut abține. Da, te-a mai fost plăcut prea vreun bărbat de la Survivor? Dar se vedea la Albert cum se uita, cum nu era neapărat... Adică se vede când unui băiat îi place corect, de tine. Da. Îmi spunea că sunt foarte frumoasă mereu, adică îți dai seama din priviri, din gesturi, din... Dacă m-a mai plăcut vreun băiat de la Survivor, cred că au fost mai mulți care m-au plăcut, dar acum adică, odată ce spun m-a plăcut X sau Y, o să... Din echipa ta te referi. Da. Și din uite, și Jadori a făcut complimente da, Mariei. Mai mult. Berbecul se potrivește cu leul? Da. Berbecul Jador. Se potrivesc că leu și berbecul ambele semne de foc, ambele au aceleași trăiri așa pline de pasiune, să facem lucrurile acum, să trăim momentul. Și atunci categoric acolo este așa un foc de artificii, cum le place la amândoi, să deschidem șampania, adică ceva frumos. Consider că da. Da. Sunt curioasă ce zodie ești tu. Eu sunt pești. Și mama mea este pește. Da. Poți să-mi spui puțin despre zodia asta? Pești. Peștii sunt așa un semn puțin înclinat spre misticism, dovadă și meseria pe care am îmbrățișat-o. Fiind al 12-lea semn, ei înglobează câte ceva din fiecare semn. Par așa cumva ca niște mistici, ca niște învățați, ca niște învățători, să zic așa. Menirea lor este de foarte multe ori spirituală pentru acești nativi. Sunt foarte deschiși, foarte prietenoși ca oameni, sociabili. Caută foarte mult să înțeleagă așa diversele întâmplări ale vieții, dar sunt foarte sensibili. Lor le trebuie o persoană mult mai puternică, mai ancorată în realitate, care să-i sprijine și să-i coordoneze de foarte multe ori. Sunt axați pe ideea asta de cunoaștere, sunt foarte, să zic așa, cumva intuitivi, emotivi, intuitivi, și destul de deschiși, par așa mereu că trăiesc ca într-o poveste. De foarte multe ori ei trebuie să depășească acest cadru și să fie mult mai realiști, mult mai obiectivi. Dar, într-adevăr, pentru ei cel mai important lucru în viață este să, de natură sufletească. Adică sunt foarte apropiați de familie și chiar îi sprijină foarte, foarte mult pe cei pe care, membrii familiei pe care îi iubesc. Eu de azi înainte o să cred în zodii. Mulțumesc! Wow, da, așa este, mai ales ultima parte, că sunt foarte familiști și sufletește, sunt sensibili așa și da, așa este și mama mea. Și... Ei preiau stările celor din jur, adică dacă stau lângă persoane care sunt pozitive, empatice și pline de viață, așa devin și ei. Dacă sunt lângă persoane care sunt bolnăvicioase, deprimate sau supărate, preiau și ei energia, în general zodiile de apă preiau energia celor din jur. Și ai mai spus că au nevoie de o persoană foarte puternică. Da, în general se potrivesc foarte bine cu zodiile de pământ, fiindcă fiind mai ancorate și mai realiste, caută să le atragă și lor atenția, să devină mai pragmatici. Tatăl tău ce zodie este? Tatăl meu este berbec. Da, el este mai puternic, este mai ancorat, așa, mai ambițios și mai incisiv. De foarte multe ori pot avea diferite conflicte în ideea că mama ta, fiind mai sensibilă, are nevoie de o anduranță din partea tatălui tău, de o înțelegere. Dar cred că dacă el i-o oferă, se pot înțelege și pot funcționa ca și cuplu. Dar este nevoie de un compromis în ideea că de foarte multe ori peștii sunt în lumea lor, iar berbecul trebuie să-i lase un pic acolo, adică să nu-i scoată cu forța de acolo să mai revină. Dar nu e o zodie peștele nu. Care se potrivește foarte bine cu berbecul, nu. Din ce nu, nu, să fiu sinceră, nu. Da, am înțeles. Deci mai degrabă berbecul se potrivește cu leu. Da, wow. Despre fecioară? Despre fecioară. Fecioarele, în general, sunt foarte practice, foarte pragmatice, mai ales bărbații din semnul fecioarei. Sunt oameni... De bărbați. Da, despre bărbați. De foarte multe ori, acest bărbat fecioară este foarte atras de leu, dacă mă întreb, deși compatibilitate. Deci întâlnim foarte des în viața de zi cu zi această compatibilitate leu-fecioară. Ei sunt, deci bărbatul fecioară o venerează pe femeia leu, adică este foarte, foarte atras.
Iar femeia leu trebuie cumva să poată să-l înțeleagă, fiindcă de foarte multe ori acest bărbat este fixist. Adică are el niște tabiuri ale lui, din care nu-l scoți atât de ușor. Și atunci tu trebuie să ai mai multă înțelegere vis-a-vis de el, fiindcă dacă tu devii foarte pasională, foarte vulcanică și temperamentală și cauți să-l scoți din acel pătrat al lui, el acum se pierde. Adică nu știe ce să mai facă, nu știe cum să te abordeze, nu știe cum să te ia. Deci în compatibilitatea... Cine este Fecioara Marie? Prietenul meu este Fecioara, de asta am întrebat. Eu te iau acasă pe tine. Să te ajute. Da. Deci se spune că Fecioara dă foarte mult în acest cuplu, critică, deci este chițibușar. Iar pe tine te enervează la culme. Deci tu odată te apucă și îl iei la... îi spui așa. Da. Lucrurile într-un mod mai autoritar, fiindcă leu este și autoritar. Nu știu, eu am auzit-o pe Maria într-o declarație pe care a făcut-o la Canada. Mi-e frică să auzi ce spune Cornelia acum. Da, eu, și-a cunoscut iubitul în avion, în timp ce se întorcea din Republica Dominicană. Și prima discuție pe care am avut-o cu Maria la telefon, am întrebat-o. Păi Maria, unde era iubitul tău? Că eu mi-aduc aminte că atunci când am întors din Republica Dominicană, toți stăteam grupați. N-am văzut un străin în grupul respectiv. Și mi-a zis, măi, de la Istanbul la București s-a întâmplat totul. E, atunci n-am mai fost atentă și e român. El, da? Și atunci am prietenit Maria cu actualul ei partener de viață. Vezi cum e soarta asta? A fost foarte drăguț. Chiar am întrebat acum de curând ce număr avea biletul lui. Ca să rămân și eu, zic, păi... Da, că s-au tot schimbat locurile. Să văd și eu care au fost numerele alea ca să le... păstrez în amintire, să zic așa, ca numerele mele norocoase. Și avem impresia că este 10 sau 11 și neapărat vreau când ajung acasă să mă interesez. Păi Ana este numerolog. Da. Ia uite, 10 și îmi pot spune, deci într-adevăr, numărul 11 chiar este un număr foarte important și reflectă o voință divină. Deci acolo este o întâmplare nu tocmai, adică omenească, este de ca un dar, ca un dat divin. Iar numărul 10 reprezintă totul sau nimic. Deci numărul 1, având în vedere că înseamnă eu, iar 0 din coadă înseamnă totul sau nimic. Deci probabil că acolo a fost o întâlnire de destin importantă, scrisă. Să dai seama, să te, e ca un subiect de film, până la urmă, să te întâlnești în avion. Cât era? Cât era Cornelia? 11, pe 11 iulie. 11 iulie, da. Uite, 11 iulie a fost exact în preajma acelei conjuncții rarisime, da, Venus-Marte, care a fost o conjuncție importantă în semnul leului, care înseamnă întâlniri de destin scrise, întâlniri foarte importante și povești de dragoste care vor dura. Mamă! Ceva ce de rău nu mi-ai spus. Am impresia că e prea perfect ca să fie adevărat. O să spun și de rău. Uite, dacă mă întrebi de semnul leului în perioada următoare, având în vedere că Mercur, planeta comunicării, va intra în mers retrograd undeva pe 27 septembrie și va sta așa cam până pe 17 octombrie, pentru leu această perioadă este o perioadă de curățenie relațională, deci probabil că tu va trebui să faci pace cu trecutul, să poți să-ți resetezi anumite principii de viață și să poți să-ți refaci anumite strategii sau principii după care vrei să deruleze viața ta în continuare. Asta și din punct de vedere profesional, adică chit că vrei să repari o relație sau o afacere, o profesie. Deci probabil că în această toamnă vei încerca să poți să închizi anumite capitole din trecut cu anumite persoane cu care nu vrei să mai ai treabă și să poți să te focusezi și profesional în ideea de a face bani, de a munci și de a și câștiga, dar și în ideea de a putea să te eliberezi de anumite circumstanțe sau persoane care nu te mai reprezintă și cu care nu vrei să mai ai de-a face. Iar persoanele care se află în acest moment în viața ta sunt persoane cu care vei merge în continuare pe termen lung, adică sunt persoane care ocupă un rol important și vor ocupa un rol important pe termen lung. Da, nu am ce să zic. Trebuie să fii perfect. Puțin atentă. Pe ce dată este născut prietenul tău? Să vedem dacă tu ești născută pe... 7 august. 7 august, da? Ce și an? El? Ce an? 2000. El este pe 22 septembrie. Cifra inimii pentru tine este un 8. Asta înseamnă cum iubești. Deci iubești într-un mod în care vrei să fii văzut în societate. Deci tu nu prea suporți relațiile astea care sunt așa cumva ascunse. Adică pentru tine o iubire înseamnă da, iubesc și vreau ca iubirea mea să o admire toată lumea. La scenă deschisă, cu o persoană importantă în care amândoi să arătăm bine, să fim îmbrăcați bine, să strălucim, să fim bine văzuți în societate. Deci pentru tine contează foarte mult imaginea ta, a partenerului și ce amprentă lași în urma ta.
Adică nu suport să auzi niște vorbe urâte sau niște comentarii și de foarte multe ori nu poți să-ți expui viața personală până nu ești sigură de ea. Asta da, nu-mi place să-mi expun viața personală până nu sunt sigură, dar asta cu... Ai spus că teoretic îmi pasă foarte mult ce se spune de mine și ce imagine da, în sensul în care îți place foarte mult, adică cu persoana iubită, să ieși în societate. Adică să mă distrez, să ies, să călătorim. Am înțeles, da. Okay. Să participăm la evenimente. Adică să nu vă ascundeți. Da, nu o relație ascunsă de amant, în care nu ieșim din casă. Da. Ne... Mm-hmm. Da. Nu dansăm, nu cântăm, da. Nu ne simțim bine. Da. Da. Până acum nu am ce să-ți reproșez, adică nu mă așteptam. Am citit foarte multe lucruri pe internet și ziceam prostii, dar nu am ce să spun, chiar ai spus totul cam perfect. Da, mulțumesc. Și o cifra destinului 8. O cifra destinului 8 înseamnă totul este la extreme pentru tine, adică în viață ți se întâmplă foarte multe lucruri, foarte multe provocări, foarte multe dezamăgiri, dar tu reușești să le treci pe toate printr-o putere a ta nebănuită de foarte multe ori și ajutată de divinitate, dar și într-un mod în care tu de fiecare provocare pe care o întâlnești îți asigură o nouă reușită. Adică pentru tine orice provocare sau orice înfrângere te transformă într-un om mult mai puternic. Adică niciodată nu te-ai lăsat doborâtă și fiecare persoană care a dispărut din viața ta a regretat că a plecat. Sper. Da. Iar prietenul ei? Deci prietenul pe 22 septembrie. 22 septembrie. 28 de ani. Adică un mic calcul de matematică. Da, da, suntem da. În 2021. 1993? Da, cred că nu, 4. 28 ani. Face 28? Face 28, da. Da. 1993. În 4. În 4? 93. 93. Da. 93. Bun. 93, da? Da. Da. 93. 22 septembrie 1993. Da, cifra inimii este 3 și atunci el este o persoană foarte veselă, foarte exuberantă, plină de viață. Este un partener destul de optimist așa și de deschis. Este însuflețit sau unde apare, însuflețește acolo situația sau atmosfera. Este destul de comunicativ și deschis spre ideea de cunoaștere, de călătorii. Să mergem, să ne plimbăm, să cunoaștem, să călătorim. Adică cumva este așa un... faceți o echipă foarte, foarte bună. Este foarte norocos și a avut un an foarte bun anul ăsta și da. Din punct de vedere financiar și să știi că el este foarte deschis și în ideea de întemeierea unei familii anul ăsta. Deci el le vrea pe toate așa dintr-o dată. Adică văzut, cum să spune, văzut... Nu a avut un an foarte... Nu? Foarte bun, să zic. Financiar? Asta nu știu să spun 100%, dar nu a avut un an... Adică a avut probleme cu jobul. Da, bine, asta vedem și din astrograma personală, dar la nivel general, un an bun financiar, un an în care s-a axat foarte mult pe muncă și un an în care putea să întâlnească pe cineva, fiindcă fecioarele, odată cu intrarea lui Jupiter în Pești, din 14 mai până în 28 iulie, și voi v-ați cunoscut în iulie, da? Jupiter pe casa 7-a parteneriatelor, deci putea să cunoască un partener cu care la anul să auzim de mai mult. Ia uzi. Wow. Dacă auzim de mai mult, Maria trebuie să vii aici la noi și să faci anunțul. Nu, Bibi? Da, clar. Da, cred că e prea ce m-am băgat? Da. No. Da, bă, când prea ai tot descris așa, bărbatul ăsta, fecioară, vesel, așa, mă gândeam la Ștefan. Eu cred că este o compatibilitate foarte, foarte, foarte bună între ei. Da, cu jobul am vrut să zic că nu ai spus că a avut un an foarte bun... cu jobul, am crezut că a avut el un an foarte bun cu oamenii, cu relațiile, nu, cu... Nu. Adică că a avut o perioadă bună, să zic, anul ăsta. Asta ne putem, asta putem vedea doar din astrograma personală a lui. Da. Financiar, da, a avut, dar financiar, ca și, să zic, cum a fost anul lui, băi, am avut un an bun, a fost fain. Nu, o să zic, a trecut niște greutăți. Asta. Dar financiar... Cred că ai spus la începutul anului despre chestia asta cu fecioarele, că anul ăsta o să se axeze mai mult pe muncă. Da. Fiindcă Jupiter în casa a șasea muncii și a sănătății le dă o atenție mult mai mare asupra muncii, asupra sănătății, asupra muncii, dar și cu posibilitatea ca între 14 mai și 28 iulie să poată să cunoască un partener cu care anul viitor, având în vedere că Jupiter reintră în Pești pe casa 7-a pentru fecioarea parteneriatelor, să poată să decide dacă poate să meargă mai departe ca relație. Da, adică poate să se mute împreună sau să
să nu ne gândim cum la un pas decisiv așa spre o căsătorie? De ce nu până la urmă? De ce nu până la urmă, bineînțeles. Da. Sper din tot sufletul că nu o să se uite la tot ce am vorbit acum. Na, vă dați seama că ne cunoaștem de o lună jumate. Adică, da. Nu are legătură. Această conjuncție rarisimă Venus-Marte în semnul leului aduce niște întâlniri de destin foarte, foarte importante și cu posibilitatea pentru leu ca acești oameni să rămână în viața lor pe termen lung. Da, da. Nu am spus că nu mă gândesc la ceva pe termen lung, spun doar că mi-e greu să mă gândesc la familie când îl știu de o lună jumătate. Atât. Dar ne înțelegem foarte bine. Foarte asta voiam să te întreb. În luna aceasta și jumătate, te-ai înțeles perfect cu el? Foarte, foarte. Adică dacă pleacă, ți-e tare dor de el și ai vrea să te întorci imediat, să fie lângă tine? Mi-e dor de el de azi până mâine, da, păi dacă pleacă mai mult timp. Adică ne-am înțeles foarte bine. Pot să zic din experiența mea personală în relații că mereu au fost certuri în prima lună sau discuții contradictorii sau, nu știu, conflicte, să zic așa, dar cu el nu am avut absolut niciun conflict. Este superb de vis acest cuplu, se potrivesc. S-a votat, deci mai poți să dai înapoi. Acum dacă se uită și iubitul tău știe și el. Da, interesantă. Foarte interesantă conjunctură. Și uite, a întâlnit-o pe Maria exact în perioada în care au spus astrele. Dacă o întâlnea pe 29 iulie, nu mai era așa mare chimia. Vezi, măi, Maria... cum s-au aliniat și conjuncția în leu planetele. Și a nativ leu. Ce defecte au nativii lei? Femeia leu. Tot vrea ea să afle și lucrurile negative. Vrea prea perfect, adică în bază. Adică... Ca și defecte, vorbim puțin de autoritate, impulsivitate, în sensul în care de câte ori se enervează, adică nu trebuie să aibă în preajmă persoane care să fie la fel de autoritare sau de tari în gură, fiindcă atunci este foarte urât, adică trebuie să aibă persoane care să fie mai tăcute, mai docile și să poată să o asculte, fiindcă dacă tu ia țipă și tu țipi, să creează un conflict care nu se mai termină. Este răzbunătoare, deci întotdeauna femeia leu nu uită și nu iartă, în sensul în care chiar dacă trece un timp, ea nu se mai întoarce, deci într-o situație în care ea s-a certat, nu vrea să-și mai aducă aminte și trece peste încât nu mai există nicio șansă să se întoarcă. Poate fi și egoismul de foarte multe ori, având în vedere că soarele o are în centru, fiind și guvernator, de foarte multe ori ea se gândește mai mult la ea, ei așa sunt lei, adică pot fi de foarte multe ori certați că sunt egoiști, dar nativii se gândesc foarte mult la ei și se pun pe primul loc. Sunt de foarte multe ori, fiind un semn fix, nu atât de flexibili, de sunt inflexibili și de foarte multe ori își caută anumite variante ale lor în care cred și nu se abat de la principiile lor și de aceea nu pot părea atât de flexibili. Sunt oameni care sunt la fel foarte dogmatici și cred foarte mult în ei și în ideile lor. Sunt oameni la fel foarte... axați pe carieră foarte mult și pe viața asta publică, socială și de foarte multe ori pot părea că pot să rănească persoanele dragi care le spun că nu-mi dai atâta timp cât mi-ar trebui. Adică este foarte adevărat. Ești de foarte multe ori adică axat mai mult pe carieră și mai puțin pe viața de familie și atunci pot părea distanți, dar detașați, dar de fapt ei sunt preocupați foarte mult de muncă și de carieră și pentru ei este foarte important acest domeniu. Și sunt oameni care au nevoie de foarte multă atenție, de foarte multă recunoaștere și atunci ei de foarte multe ori se retrag, mai ales când au probleme și nu suportă să le lingă altcineva rănile sau să le plângă cineva de milă. Și atunci pot părea la fel oameni care să fie detașați sau că nu te interesează. Sau închiși în ei. Sau închiși, da. Mm-hmm. Da, și asta este adevărată. Trebuie să le mai reiei o dată că nu mai știu ce ai zis. Deci autoritară, că suntem, impulsivă. Da, autoritară, inflexibilă, da. Impulsivă, da. Inflexibilă, da. Egoistă, răzbunătoare. Egoistă, nu. Deloc. Așa. Bine, acum probabil... Depinde de la ce se referă. Da. Detașată emoțional în unele momente, adică da, axată pe carieră. Da, așa este. Păi ne aduceam aminte la Survivor, adică chiar că era detașată emoțional, pentru ea conta să câștige toate punctele. Nu ce se întâmplă cu oamenii din jur, dacă pe unul durea piciorul, dacă îl durea capul.
Nu, importantă era Victoria, iar da, ea era foarte autoritară atunci când îi susținea punctul de vedere. Da, și principiile, ai spus ceva despre principii? Principială, destul de principială, în sensul de foarte dogmatică, adică în sensul de ea și ascultă părerea ei, adică ea crede foarte mult în ea și mai puțin în gura lumii, ca să zic așa. Da. Ce ar trebui să, având în vedere relația lor, care sunt, să zicem, dezavantajele? Adică, ce fac ei greșit unul cu celălalt? Întreb asta tocmai în scopul de a vă ajuta, pentru că la început... Întrebarea este bine supun și eu. Okay. Trebuie să aibă foarte mare atenție la ego. Având în vedere că soarele, deci este guvernatorul leului, leul are foarte mult ego. Și atunci, în momentul în care este rănit ego-ul și este o persoană care este rănită, aici se produce un declic pentru ea. Deci ea trebuie este nevoie de foarte multă diplomație, de foarte multă comunicare între ei doi, de modul cum se pune problema și ce soluții avem fiecare, încât fiecare să ne respectăm unul pe altul și să putem să nu ne aducem unul altuia... Amândoi sunt oameni care țin la imagine, țin la principii, țin la cuvântul dat. Au principiile lor, da. Și la el defecte de fecioară? Fecioara, ca și defecte, bineînțeles, este la fel, este destul de... puțin deschisă la a îmbrățișa alte păreri, deci și el ține cumva la părerea lui sau la punctul lui de vedere și de asta am și spus că trebuie să aveți atenție cum comunicați și să fiți mai deschiși unul vis-a-vis de celălalt. Este foarte pedantă fecioara, este foarte axată pe ideea de a vedea viața într-un mod așa ordonat, cu un program riguros, cu totul bio, mâncăm bio, ne axăm pe sport, pe dietă. Bărbații plictisitori. Așa, de foarte multe ori facem anumite planuri, dar le facem așa bine organizate și atunci Leu zice, dă-le încolo de planuri că vreau să mai facem și așa spontan. Dar nu-i fecioara, place nu. Spontaneitatea. Da. Să știi că e și el destul de spontan. Da, poate că are un ascendent așa mai înalt, într-un semn de foc. Sau poate încearcă la început ca să impresioneze. Adică eu mă plictisesc repede într-o relație, dar... Nu e cazul aici, adică... Cicălitor, fiindcă fecioara este așa ca o soacră, deci de multe ori cicălește și atunci poate să te deranjeze, fiindcă leul lui, de fapt, de multe ori nu-i place să-i se spună ce să facă și cum să facă, el vrea să facă cum vrea el, adică eu sunt soarele, eu sunt leul și atunci puțin respect. Deci cred că i-am repetat, asta e vorba noastră, că mereu râdem la ea, nu spune mie ce să fac, adică... Deci tot ce spune e foarte amuzant pentru mine, că zici că îmi descrie exact ultima lună jumate cu el. Da, și un pic trebuie să aibă fiecare atenție, că fiecare poate să devină un pic suspicios. El suspicios, nu mi-ai răspuns la un telefon, de ce nu mi-ai răspuns? Ea suspicioasă, chiar ai dormit de la 9? Bine, el să știe că poate să mai facă și intenționat, numai să te țină pe jar. Asta cred eu. Cred că leul se ocupă mai mult cu... Da, leul oricum nu-i scapă niciun amănânt, că este un foarte bun detectiv și un foarte bun un om care simte absolut tot. Are ochi și în spate, cum am spus. Săracul iubit al Mariei. Mai degrabă fecioara ar trebui să-și ia. Dar totuși calități, uite, poate... Să se simtă și el bine. Calități, este cel mai bun consilier, am spus, semnul fecioarei, deci dacă aveți o problemă sau nevoie de consiliere, atunci semnul fecioarei este cel mai bun, cel mai priceput. Un lucru foarte bun pe care Și calmează de foarte mult stările. Pentru că îți place să te asculte și să-l asculți. Tocmai a spus că eu sunt în centru atenției, el mă ascultă. Da. Este pe loc secund, fiindcă leul este la, cum se spune, la comandă și fecioara execută. Corect. Și fecioara este și bun executant, ca și nativ. Corect. Îi și place să fie pus la treabă, adică nativii fecioară chiar să plictisesc dacă n-au oameni în jurul lor care să-i pună la treabă, să-i motiveze. Da. Exact. Și atunci fecioara este și ea cu calitățile ei analitice, foarte, foarte, foarte bună. Adică nu se supără dacă îți spui ce să facă. Numai că trebuie să eu împachetez frumos, știi? Să... Se supără dacă nu îi spui ce să facă. Exact. Nu? Da. Cred că nu e important. Și se simte important atunci când are pe cineva care, hai, fă aia, du-te acolo, hai să facem, hai să... Da, deci munca în echipă. Da, o să mă distrez foarte tare cu el când o să mă uit. Ana a spus că cel mai căutat bărbat este... Bărbatul fecioară, bineînțeles, deci calitățile, adică bărbatul lui fecioară, sunt cele mai căutate. Deci mă simt foarte norocoasă. Da. Chiar ești, să știi, chiar ești. L-am întâlnit eu. Cine nu se potrivește
femeia leu? Cu bărbații lei mă potrivesc? Leu cu leu, da, funcționează. Funcționează în sensul în care trebuie la fel să fie foarte multă atenție tot la orgolii. Tot aici, fiindcă ambii, dacă se inflamează, atunci nu este bine. Adică trebuie să fie atenți așa unul cu altul la partea asta de autoritate. Ambii au nevoie de atenție și atunci trebuie să fie ambii să găsească un numitor comun. Și cu cine nu? Cu ce semne nu se potrivesc? N-aș putea spune că cu semnul scorpionului nu se potrivește, semnul leului. Iarăși cu semnul balanței. Aveți o foaie și un pic să-mi scriu. Cu gemenii se potrivește? Cu gemenii foarte bine. Deci cu berbecul se potrivește, cu taurul se potrivește, cu gemenii se potrivesc, cu racul se potrivește, cu leul se potrivește, cu fecioara se potrivește, cu balanța nu se potrivește, cu scorpionul nu se potrivește, cu săgetătorul se potrivește, cu capricornul aici sunt compromisuri, cu vărsătorul sunt compromisuri și cu peștii se potrivesc. Ai nu că m-aș gândi la cineva. Zodiile, dar trebuie să știi, nu știu, să fii precaută. Nu mă, dar la un moment dat noi fetele luăm tot zodia cu așa. Și zicem, X, A, era fecioară. Nu mă potriveam cu el, era plictisitor. Păi ia să puțin. Stai. A, era, nu mai știu ce. Păi Cornelia, hai să reluăm așa puțin concurențe de la Survivor. Hai. Uite, cine era? Andrei. Rac. Se potrivește? Da. Nu știu ce avem impresia balanță. Că exact cu Andrei o să începeți. Da. Marius nu. Păi, da. Cu Marius balanță nu. Nu. Sebi, tot balanță parcă era. Zani, fecioară. Fecioară, uite. Te potrivești cu Zani? Nu pot scrie că Zani e fecioară. Aici zodiacul greșește. Bine, în privința dai seama lui. Că diferă, doamne, nu sunt... Albert Vărsător. A zis că trebuie compromis. Da. Sorin, fecioară. Fecioară. Da. Cine mai era? Starlin, ce zodie este? Nu mai ești, nu prea l-am... Uite, pe Starlin nu l-am avut să-l invităm odată. Bine, dar are nevastă, nu îl mai băgăm în discuție, poate da. Să supără... Cine? Ștefan, noi, nu mai era. Așa, fecioară. Ștefan de la... Uite, Ștefan. Ștefan fecioară. E de la faimoși. Și el e plin de viață, mai nebunatic, așa, mai într-un fel. Când a descris Ana zodia fecioară, eu eram zodia fecioară la bărbat, chiar mă gândeam că parcă vorbea despre Ștefan. Dar știu că a avut un interviu aici, nu a spus nimic despre Maria Ștefan? Dacă a zis ceva despre Maria, nu mai știu. Știu că s-a vorbit despre fetele, nu am urmărit, dar... Da, a fost un material pe Wow News, a vorbit despre Irisha, despre Maria. Cred că a vorbit și despre Maria, nu știu, trebuia să... afle câte ceva despre femei. Ce a spus? Ia că noi nu mai știm, să ne uităm pe YouTube, Wow News. Eu nu m-am uitat, dar știu că a intrat mama la mine în cameră și mi-a zis: "Ia uite ce știe Ștefan ăsta despre tine." Și ce a spus? De bine, nu? Da, e de bine. A zis, vorbea despre fundul Irisei și fundul meu și a zis că mai degrabă îi place fundul meu decât al Irisei sau ceva de genul. Și zic, ia uite mult, ce vine mama la mine în cameră să-mi zică. Asta e tot ce știu și de-aia nici n-am zis nimic. Adică nu... Da. Și de ce? Nu ai încercat să te cunoști cu Ștefan? Eu pe Ștefan în competiție l-am apucat foarte puțin, adică nu am avut timp să ne cunoaștem, dar mi-a plăcut de el în timpul competiției ca și persoană, deși am avut câteva, să zic așa, o mică ceartă, că m-am luat de el că îi vorbea foarte urtelene. Este și el foarte, foarte impulsiv și aici ne băteam noi cap în cap un pic. Dar după ce s-a terminat concursul, am mai apucat să schimb câteva vorbe cu el și mi-a lăsat o impresie foarte bună. Este vreo persoană din competiție pe care nu ai mai vrea să o vezi? Întrebarea asta mi-a pus și Bursucu. N-am urmărit, da. Nu, aș vrea să mai țin legătura cu multe persoane de acolo, că nu pot să zic că mi-au
făcut o impresie bună, dar nu pot să zic, băi, dacă te văd pe stradă, nu îți zic bună. Adică nu am nimic cu ele personal. Cu Zani nu m-aș mai vedea, pentru că nu mi-a plăcut deloc caracterul lui. Dar în rest pot să zic așa că este cineva care este... Nu mai vreau să mai dau ochii acum? Cu el. Cu cine ai rămas mai apropiată în prezent? Apropiată nu pot zic că sunt cu nimeni, dar m-am mai văzut cu băieții, cu Andrei, cu Marius, pe la mare, cu Musti și în București ne-am văzut. Am mai vorbit cu Ștefan, chiar despre cine am vorbit noi acum. Cu Adelina te-ai mai întâlnit, cu Elena? Da, tot la București, la un eveniment. Dar așa nu mai țineți legătura, voi erați mai apropiate și de Adelina și de Elena. Cu Adelina n-am mai ținut legătura. Elenei i-am dat mesaj chiar de-a trecută când am venit aici, am vorbit și despre Elena și am spus că vreau să ne vedem la București când mă mut. De curând m-am mutat și i-am dat mesaj, însă nu știu dacă este numărul ei. Am încercat să-i dau mesaj și pe Instagram, dar acolo bănuiesc că are foarte multe mesaje și nu le-a văzut. În schimb, am văzut că s-a văzut cu Irisha și cred că dacă își dorea să ne vedem, cumva ne găseam una pe cealaltă. Fratele meu a ținut legătura cu iubitul ei și de acolo aveam eu un număr de telefon de al ei și am încercat să o contactez, dar nu a răspuns pe numărul ăla și nu știu nimic de Elena. I-am dat mesaj și pe Instagram și dacă vede și emisiunea asta... Și vrea să ne vedem. Eu, sincer, de la Elena nu am simțit nici în concurs aceeași prietenie pe care eu acordam eu ei. I-am spus la un moment dat și nu s-a filmat acest lucru. Elena, eu nu simt că tu mi-ești mie prietenă și ții la mine cum țin eu de mult la tine și cât de prietenă îți sunt eu ție. În momentul ăla a rămas foarte puțin uimită de ce am zis, să zic așa, adică nu se aștepta la lucrul ăsta. Și ușor supărată că am zis asta. Ulterior m-a făcut să cred că nu este așa, că își dorește foarte mult să ținem legătura și să fim prietene și după concurs. Foarte multă lume mi-a reproșat după ce am ieșit din concurs, băi, vezi că Elena nu ți-a fost ție prietenă nici pe jumătate cât i-ai fost tu ei. Încep să cred lucrurile acestea acum când am ajuns în țară și văd că noi două încă nu ne-am văzut până în momentul acesta. Da, am încercat o lună jumate, adică... vorbesc cu ea și am zis, măi, nu o deranjez până nu mă mut eu în București, pentru că eu locuind la Câmpina era destul de greu să ne vedem, să facem naveta. Ulterior, după ce m-am mutat în București, am încercat să dau de ea și nu am reușit să fac asta, ceea ce înseamnă că nu își dorește să ne vedem. Văzându-se cu Irisha, mă gândesc că, uite, cum a dat Irisha de Elena, puteam și eu să dau la fel și sunt destul de sigură că numărul acela este numărul ei. Am înțeles. Da. Asta este o altă discuție, probabil o să mai dar nu sunt deloc, aducem așa în atenția oamenilor. Vom vedea, vom mai vorbi și pe la ștafeta mixtă despre ce se întâmplă la Survivor și dincolo de Survivor. Mie îmi pare rău pentru că voi ați fost foarte apropiate. Și asta îmi zic și eu, că deocamdată noi două am aflat astăzi că suntem vecine. Da? Locuim foarte aproape una de cealaltă de puțin timp. Așa că probabil noi două o să ne întâlnim mai des prin cartier. O să arăt Mariei ce frumos este pe la noi pe acolo, prin zona 1 decembrie trapezului. Vreau să mai adaug un singur lucru. Da? Pentru cei de acasă care mi-au spus lucrurile astea și cu gând bun, că Elena nu mi-a fost așa prietenă cum i-am fost eu ei, vreau să le transmit că... poate așa este și dacă simt asta și eu în sufletul meu, mă doare, dar în același timp nu regret absolut nimic din ce s-a întâmplat la Survivor și prietenia pe care am avut eu, pe care am avut-o eu cu ea, pentru că am respectat-o foarte mult și am ținut foarte mult la ea și, nu știu, cred că oricât de puțin mi-ar da și ea înapoi de la ea și din sufletul ei, tot aceleași deciziile aș fi luat, pentru că pur și simplu am simțit o empatie față de fata asta și cumva am fost mai miloasă ca de la femeie la femeie, pentru că am văzut că trecea prin foarte multe greutăți acolo și mă bucur că am putut să-i fiu sprijin și ajutor, chiar dacă acum nu mai ținem legătura sau poate nu o să ne mai vedem sau nu o să am parte de prietenia pe care mi-o doream cu ea. Foarte frumos. Da.
Asta e, până la urmă, într-o relație sunt două persoane și dacă s-a ajuns aici, oricum o să mai discutați despre subiectul ăsta, poate o să vadă și ea emisiunea și o să vă lămuriți. A fost o emisiune așa, interesantă, despre zodii, despre zodia leu. Am vorbit mai puțin despre zodia leu în emisiunile noastre și mai ales am avut foarte puține femei leu prezente aici. Mi-a plăcut mult sinceritatea Mariei, am descoperit-o și în competiție la Survivor, o redescoper și aici. Noi am spus că nu o să povestim foarte multe despre prietenul ei, dar Maria s-a simțit atât de bine aici la noi încât ne-a dezvăluit ea mai multe lucruri despre fecioara cu care are o relație foarte frumoasă. La finalul emisiunii, Ana, vreau să le spui oamenilor de acasă și nouă în special ce se va întâmpla în weekend. Eu sunt foarte curioasă dacă predicțiile tale vor fi favorabile pentru toți nativii. Așa este, este un weekend foarte frumos în care luna va fi în semnul Taurului și atunci ne vom bucura cu toții de o mâncare bună, de o plăcere, să ne facem plăcerile, să ne bucurăm de o plecare pentru cei care vor să călătorească, de ce nu? Iar duminică seară luna va intra în semnul Gemenilor și atunci vom căuta să depănăm așa amintiri, să stăm de vorbă, să povestim la un pahar, de ce nu? Pentru berbec, acest weekend vine cu încheierea unor proiecte, deci berbecii după o săptămână plină de muncă încă se gândesc cum să-și aranjeze așa lucrurile și cum să-și finalizeze munca încât să se poată și odihni. Pentru nativii, Taur este o stare de bine, deci ei vor face fiecare ce le va plăcea. Așa, așa, Ana, spune-i. Adică toate adică se vor aduna și fiecare Taur va face, nativii de Taur va face ce îi va face plăcere. Bun, mie îmi face plăcere să plec din țară, dar sper să fie și un weekend frumos, adică fac ce-mi place, dar și să merite lucrul ăsta, nu? Categoric. Pentru gemeni este un weekend cu răsfăț, așa, cu desfătare, deci gemenii vor avea așa o stare bună, se vor relaxa. Sta acasă? Vor sta acasă? Se relaxează gemenii, deci fiecare se relaxează în felul lui. Da. Pentru raci este un weekend cu prietenii. Se vor distra racii pe cinste cu prietenii, vor ieși și vor socializa. Auzi, Bibi. Super. Abia aștept. Pentru lei este un weekend așa cu foarte multă treabă. Deci probabil că lei nu au terminat sau sunt anumite proiecte de terminat sau vor finaliza dacă au treburi pe acasă și atunci vor face așa pe repede înainte ce mai au de terminat. Vezi dacă abia te-ai mutat. Nu, chiar mă duc la niște petreceri în weekend, dar... Da, probabil că vorbim și de ascendent. Da, da, da. Pentru nativii fecioară, fiindcă foarte mulți îi sărbătoresc ziua și vreau să le urez și eu la mulți ani, cu sănătate, pentru unii se pune problema de anumite călătorii, deci probabil că vor călători, poate unii chiar își vor sărbători ziua prin alte părți, iar pentru alții vor avea diverse discuții cu prieteni veniți de departe. Pentru semnul balanței sunt foarte multe surprize în acest weekend, deci vor fi răsfățați și vor fi impresionați. Pentru scorpioni, anumite proiecte legate de muncă se termină, iar pentru alți scorpioni sunt foarte multe discuții în familie cu cei dragi. Pentru nativii săgetători sunt așa foarte multe evenimente, deci probabil că foarte mulți se vor ocupa de condiția lor, poate foarte mulți vor face sport, iar alții vor încerca să cucerească pe cineva pentru cei care sunt în căutări. Pentru Capricor sunt foarte multe experiențe, dorințe de suflet, iar alții caută să se izoleze, mai ales vineri, să se gândească foarte mult la lucrurile plăcute lor. Pentru nativii vărsători sunt călătorii vineri, iar în weekend, sâmbătă și duminică, pot vorbi de anumite idei pe care să le pună în practică. Iar pentru pești vorbim vineri despre bani și despre discuții legate de buget, iar sâmbătă, duminică vorbim despre idei legate de călătorii, prieteni, drumuri, excursii și, de ce nu, și de dorințe legate de sufletul lor. Îți mulțumim mult, Ana. Sper ca toată lumea să se simtă foarte bine în acest weekend și săptămâna viitoare. Îți mulțumim mult de mulțumim, tot, Maria, Maria pentru prezență. Mulțumesc. Te mai așteptăm aici alături de noi și sper ca tot ce a spus Ana aici să ți se îndeplinească și să auzim anul viitor de ceva mai. Și vreau mai să-i mai fac o recomandare Mariei, dacă simte că el e diwan, să facă ea primul pas. De ce nu? Am înțeles. Vreau să zic că nu mă așteptam să fie așa de interesant astăzi și mă bucur foarte mult că am venit și am vorbit cu voi.
și noi. Mulțumim și noi pentru prezență. Mulțumim mult de tot și dumneavoastră vă mulțumim că ați fost alături de noi în număr foarte mare. Să aveți un weekend frumos și o săptămână minunată. La revedere! La revedere!